fie binecuvântat numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, în vecii vecilor. Amin. Amin. Dacă am găsit fericirea și mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, care s-a plecat spre noi, ne-a auzit strigătele, ne-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlii, ne-a pus picioarele pe stâncă și în gurile noastre a pus această cântare minunată, binecuvântat să fie Domnul pentru aceasta. Cred că fiecare dintre noi suntem datori și trebuie să fim datori și avem această datorie să-i mulțumim Domnului pentru belșugul binecuvântărilor pe care ni le-a dăruit până aici. Și vrem cu toți împreună, așa cum ne-am unit la cântare, să ne unim în rugăciunile noastre și fie ca bunul Dumnezeu să primească lauda și mulțumirea noastră din seara aceasta. Amin? Amin. Cu toți împreună îi mulțumim Domnului. Thank you.
Un păstor care face ce vrea el cu turma sa. Și ne punem de multe ori întrebarea, oare de ce îngăduie păstorul una sau alta? Am stat și m-am gândit, auzind o veste tristă aseară la telefon. Oare de ce păstorul a îngăduit ca o mamă la 43 de ani să lase cel mai micuț copil de 3 luni și alți 15 din care nici unul nu este căsătorit? Întrebări pe care unii le pun, însă știu un lucru, că marele păstor nu greșește niciodată. Ne întrebăm și cântăm, nu știm de ce sunt ispite adesea și încercări vin în orice fel, când lângă noi sunt atâția alții, ce hărțuiți ei nu par a fi. Când vine moartea pe drag, răpește și lasă locul pustiu și gol. Și am înțeles că 4 fete studente aici în Cluj, dacă sunteți aici spre una, luați legătura cu mine sau cu fratele Gincu la sfârșit. Vrem să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze acei orfani. Și acel Tată, Dumnezeu să le poarte de grijă. Și Marele Păstor, și Marele Dumnezeu care spunea la un moment David despre el, ca și despre acest păstor, că am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Acea familie se află în Poiana Ștampei. Un cumnat spunea, dați-ne să vă grijim noi copilașul până va mai crește acel mic. Și a spus, nu, ne-am hotărât să avem grijă noi unii de alții. Dar mai presus vrem să aibă Dumnezeu Marele Păstor grijă de ei. Și cred că va face lucrul acesta. Haideți în rugăciunea aceasta să nu uităm de ei, să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i poarte cu carul lui de biruință în Hristos Domnul. Și Dumnezeu să binecuvinteze toți orfanii, toate văduvele și pe toți să ne învrednicească să rămânem în această turmă binecuvântată de Dumnezeu. Amin. Haideți să ne rugăm așa cum am mai cu toți. Thank you.
așezat să vă vin în urmă. Pe toți cei ce ați să fie la împărtășirea Bisericii Domnului Metel și în seara aceasta de bucuria să vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos. Fie ca mâna cea binecuvântată a Tatălui Ceresc să rămână deschisă în continuare dreptul fiecăruia și El care poate să satui după dorință tot ce are viață. Amin. Vorbeam azi dimineața despre familia Vidicană, sunt reuni la biserică. Vine în Chicago. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să aveți un timp binecuvântat la Cluj. Dacă în sală mai avem alți frați care vin din alte localități și sunt cu mele apărtășire, au un salut special pentru Biserica Domnului de aici, am vrea să-i cunoaște. Haideți să stăm pentru câteva momente ridicați și binecuvântați-vă vecinii, în numele Domnului. Dacă nu-i cunoașteți, întrebați-i din unde vin, cine sunt, ce ocazie sunt la Cluj. Dacă au cumva nevoie de mână de ajutor, să putem să le împiedem. Mulțumesc, Dumnezeu. Așa cum am anunțat și cu ocazia serviciului de părtășire din dimineață, începând de mâine seară, vom avea o serie de 5 părtășiri care fiecare seară, luni, marți, miercuri, joi și vineri, de la orele 7, vom avea aici un timp de rugăciune care vrem să stăm înaintea Domnului. În nevoie de harul lui Dumnezeu și de binecuvântarea Lui, ca ea să fie revărsată peste viețile noastre. Scriptura spune, așa cum știți, din Fapte 13, ne spune că atunci când ucenicii posteau și slujeau, slujeau și se rugau înaintea Domnului, slujeau și se rugau înaintea Domnului, Duhul Sfânt ne-a rugat. Este așa de important din când în când să ne oprim și noi din iurie și vieții noastre, să facem liniște în ființele noastre și să vedem care e gândul lui Dumnezeu și care e voia lui Dumnezeu cu privire la noi pentru vremea aceasta. Avem așa multe motive pentru care suntem chemați să stăm în rugăciune înaintea Domnului. De aceea vă îndemnăm să ne facem timp și măsura în care este posibil să fim la părtășire, să fim la rugăciune. Toate celelalte activități de peste săptămână care erau rânduite, mai știu, părtășiri pe grupe, repetiții, toate se suspendă săptămâna aceasta și cu mic, cu mare, la părtășire, la rugăciune. Și Dumnezeu să-și lasă binecuvântarea peste noi. Cum spuneam și dimineața, dacă va fi cu voia Domnului, joi dimineața o să plec pentru aproximativ 3 săptămâni din țară, plec în state, rugați-vă Domnului și pentru mine ca să am o călătorie sub privirea Domnului și binecuvântarea Lui să fie peste mine și peste slujirea care urmează. Avem cu noi la părtășie seara aceasta, așa cum am spus, să vedeți, doi frați. Fratele Ciprian și fratele Cristi. Vin de la Elin Timișoara. Îi spuneam zecsora care dirigează acolo copiilor, este, a fost și ea cândva membru la Elin. Acum este la Cluj. Cea mai frumoasă și mai puternică predică a Apostolului Pavel în timpul slujirii lui din viața aceasta era compusă din câteva lucruri, și anume Apostolul le vorbea cine a fost el înainte de a se întâlni cu Domnul, cum s-a întâlnit cu Domnul și cum i-a schimbat Domnul viața și cine este acum. Și în fața acestei mărturii nimeni nu mai avea replică, doar cum a făcut Festus ordinar, a zis, Pavele, înțelepciunea ta cea multă te face să dai în nebunie. Frații noștri, am înțeles, au avut experiențele lor, părtășirile lor cu Domnul și, după cum spune și psalmistul, inspirat de Duhul Sfânt, zice, să pomenim lucrările Domnului. Ceea ce El a făcut și ceea ce El face în viețile noastre și cum Dumnezeu
schimbă vieți și cum Dumnezeu întoarce oameni la El și în vremea aceasta. E minunea Lui, să știți, nu noi, El face, prin Duhul Sfânt. Azi dimineață, în finalul serviciului de părtășie, a venit un tânăr și mi-a spus, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Intrat în birou și mi-a spus, zice, sunt student în anul întâi la arhitectură. Vin dintr-o familie de ortodoxi. Am înțeles că singurul care mântuie este Hristos. Sunt și eu hotărât să predau viața în mâna Lui. Asta ne bucură, asta ne zidește, asta ne dă elan, ne dă energie să mergem înainte. Pentru că vedem că jertfa pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o la Golgota nu rămâne fără roadă. Ea aduce roadă și aduce și astăzi, pentru că ea a fost și rămâne una dintre cele mai mari realități a tuturor timpului. Cântăm împreună pentru slava și gloria Domnului, în acest timp ne închinăm Domnului și cu darul nostru de nevoie, cântă orchestra, cântă corul copiilor și apoi ne rugăm ca binecuvântarea Domnului să fie peste fratele Ciprian. Uneori emoțiile ne dau tărcoale, dar știți cum este. Viața fără emoții nu-i frumoasă. Ne rugăm ca dincolo de emoții și de alte lucruri să fie ungerea și autoritatea Domnului Sfânt și Dumnezeu să lucreze în felul acesta la proslăvirea numelui Său, la zidirea bisericii sale și la extinderea împărăției sale. Cântăm împreună, apoi cele două formații vor cânta și în acest timp ne închinăm Domnului și cu darurile astea de bună voie. După care, binecuvântarea Domnului cum spunea să fie peste fratele Ciprian să depună mărturie. Thank you.
Slăvit să fie Domnul! Amin. Aș vrea să citesc un verset din Sfânta Scriptură, din 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16, unde spune așa: Dacă vestesc că Evanghelia nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc, și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Amin. Înainte să încep mărturia cum Dumnezeu mi-a schimbat viața și m-a dus acasă pe drumul credinței, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre mine. Mă numesc Ciprian Cojocan, am 31 de ani, fac parte din Biserica Elim din Timișoara. Vreau să vă mărturisesc că îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că sunt în mijlocul vostru. Vreau să vă mărturisesc că în fața voastră stă un fost ateu convins. Eu n-am crezut în Dumnezeu. Aș vrea să vă zic câteva etape din viața mea cum Dumnezeu a lucrat. Vreau să vă mărturisesc prima etapă, cum l-am cunoscut eu prima dată, pe Iisus Hristos cel viu. Slăviți să-i fie numele. În 2003 eram înrolat în Armata Română, făceam baza la Pechin Pitești, București Pitești. Vreau să vă mărturisesc că la 3 noapte am fost dus de acel caporal în foișor și mi-a venit un gând, un sentiment din senin de a mă sinucide. Vreau să vă mărturisesc că mi-am scos port încărcătorul de la curea, i-am dat arma jos de la spate, i-am băgat încărcătorul cu muniție în armă, m-am dat bocan cu drept din picioare jos, mi-am scos șoseta, am armat arma, m-am pus pe șezut și mi-am pus arma în gură și hotărât de a mă sinucide, că nu mi-are rost viața aceasta. Vreau să vă mărturisesc că în momentul când eu am pus să trag, pe balustrada foișorului, în fața ușii la intrare, a venit o vrabie în fața ușii și sărea și ciripea și dădea din aripi. Mi-a tras atenția acea vrabie și mi-a scos țeava din gură și am pus-o pe umăr. Am început să plâng și am spus așa: Doamne Iisuse, dacă Tu existi cu adevărat, cum spun pocăiții din jurul meu. Aveam foarte mulți pocăiți în armată care veneau, puneau mâna pe mine și îmi spuneam: Cipriane, tu trebuie să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu. Și eu nu-i băgam în seamă pe cei creștini. Și am spus atunci: Doamne, dacă Tu existi cu adevărat și vrei ceva de la mine, vrei să mă pocăiesc, pun ca semn ca vrabia din fața ochilor mei să vină la mine și eu voi crede cu adevărat că Tu existi. Frați și surori, nici n-am terminat de zis și vrabia din fața ușii a zburat în foișorul meu și sărea de pe un picior pe altul pe sub arma mea. Am înțeles pentru prima dată că Dumnezeu mă iubește și pe mine. Am înțeles că Dumnezeu există și că vrea să mă întorc acasă. Slăvit să fie numele. Vreau să vă mărturisesc că eram legat de lumea aceasta și nu puteam să mă întorc pe calea credinței, pe calea lui Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc că puțin mai târziu, în 2010, am hotărât înainte de botez să plec. Aveam cât un botez la biserică, aveam impresia că se zguduie pământul, nu e locul meu acolo și tot timpul fugeam. Și am fugit undeva în Germania și mi-am găsit de lucru la un abator. Vreau să vă mărturisesc cum Dumnezeu mi-a vorbit personal mie, o mână de țărână. Eram 3 persoane într-o cameră de hotel și puneam la o cale un plan foarte murdar, n-am să intru în acel plan pentru că nu zidește aici, am venit să ne luptăm cu Dumnezeul cel viu. Dar în timp ce făceam noi în șoaptă în acel plan, ușa camerei mele se deschide și o persoană de 1,30 m, 1,40 m, cu degetul îndreptat către mine, spune așa: Ciprian, îmi spune numele meu, nu pleca la drum, Ciprian, așa-ți vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Nu pleca la drum cu oamenii aceștia, că din pântecele mamei tale te-am ales și te-am pus deoparte pentru mine. Vreau să vă mărturisesc că mi-era așa frică de el, de m-am prins de marginea patului și spuneam doar atâta: Te rog frumos să ieși din camera mea, că mi-e frică de tine. Acel bărbat a ridicat mâna sus, mâna stângă și mi-a spus așa: Nu voi ieși din camera aceasta până nu voi spune totul din partea lui Dumnezeu. A îndreptat degetul către geanta mea și mi-a spus așa: În geanta aceea neagră, la geanta mea, e Sfânta Scriptură. Eu aveam o Biblie luată cu mine în străinătate și o citeam pe ascuns să nu mă vadă prieteni. Și mi-a spus: Dă-mi Sfânta Scriptură din geanta ta să mă rog pentru tine să-mi spună Dumnezeu ce plan are cu privire la viața ta. Am băgat mâna rușinată în geanta mea și am aruncat Sfânta Scriptură. Mi-era frică să-l și ating. A luat Biblia și a ieșit din cameră și am
rămas singur, i-am scos pe acei doi băieți cu care trebuia să facă acea faptă mondară. Am rămas singur în cameră și în 5 minute, acel proroc trimis de Dumnezeu se întoarce înapoi cu Biblia mea în mână. Plângea și avea și un sentiment de bucurie. A intrat în camera mea și mi-a spus așa: Ciprian, Dumnezeu are un plan măreț cu privire la viața ta. Tu trebuie să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu și să vorbești cu mulțimii. Și am spus: eu? Dumnezeu mi-a spus să-ți dau Biblia ta în mâna ta, închisă, să deschizi fermoarul și unde se va deschide Biblia, să citești doar versetele 10. Am luat Biblia speriată în mâna mea și am spus: să vedem ce plan are Dumnezeu cu privire la mea, viața mea. Frașii și surori, am deschis Biblia în camera mea și am deschis Biblia la Proverbe, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, doar versetele 10 din fiecare capitol, unde spune așa: Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigați de ei, căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și piascurile tale vor geme de must. Frați și surori, vorbește Dumnezeu. Mi-a spus acel proroc să nu plec la drum cu ei să fac acea faptă murdară. A pus mâna pe mine, mi-a descoperit Dumnezeu ce trebuia să îmi primesc eu. M-am speriat și mai tare și i-am spus: te rog din inima mea să ieși din camera mea, că mi-e frică de tine. Acela mi-a plăcut, a ieșit din cameră și am încuiat ușa după el. Și pentru prima dată, în 2010, la ora 9:01, m-am pus în genunchi pentru prima dată. Frați și surori, la un geam în Germania, am tras pe eu așa în genunchiat și rugăciunea mea a fost așa: Iisuse din Golgota, dacă Tu ai murit pe cruce și piroanele Ți-au străpuns mâinile și sângele Tău a curs și pentru mine, vreau să vii să-mi vorbești, pentru că eu nu cred. Vreau să vii să te văd, pentru că eu nu cred. Am stat timp de 5 minute și aveam impresia că o lumină sau o stea va veni și va vorbi. După 5 minute m-am ridicat foarte nervos, am tras cardeaua și am spus: sunt niște prostii, nu există Dumnezeu. Am chemat pe cei doi băieți cu care trebuia să fac acea faptă mortară și hotărâți ca la ora 3 dimineața să mergem să facem lucrul acela mortar. Vreau să vă mărturisesc că i-am chemat în cameră și i-am spus că la ora 3 vom face. Vreau să vă mărturisesc că am visat. Un vis care nu-l voi uita toată viața mea, un vis color, clar, și pot să țin minte tot din acel vis, toate detaliile, toate amănuntele. Vreau să vă mărturisesc, eram într-o casă foarte frumoasă, casa pe care voiam să o iau eu, dacă făceam fapta aceea. Vreau să vă mărturisesc că eram legat cu colț, ca o mumie de la gură în jos. Eram întins pe o canapea roșie. În jurul canapelei erau doar demoni de înălțime un metru. Pe mine era întins diavolul într-un costum roșu. La picioare avea copite și la mâna stângă, la mâna dreaptă avea copite. La mâna stângă avea gheară lungi. Părul avea ca sârma ghimpată și ochii ca flăcările. Stătea peste mine și coada lui era înfășurată de la genunchii mei în jos. Și mă bătea cu mâna stângă pe piept și mi-a spus așa: ascultați ce mi-a spus. Fiul meu, Ciprian, eram fiul lui. Am o întrebare pentru tine, știi cine sunt eu? Și-am dat din cap speriat pe acea canapea că nu. Și el mi-a spus: eu sunt diavolul, satan, vrăjmaș, mincinos. Am o întrebare pentru tine. De ce vrei să te întorci la Dumnezeu? Dumnezeu mi-a dat puterea să scot mâna dintre el și acele curele și mă uitam la acest deget în vis și am spus așa: tu ești făcut din Dumnezeu. Când am spus cuvântul Dumnezeu, diavolul a sărit peste canapea și își întorcea mâinile acolo. Mi s-au rupt toate corzile de la gură în jos și am început să mă ridic de pe canapea. Acei demoni de lângă canapea încercau să mă prindă de picioare. Diavolul i-a spus acelor demoni: puneți mâna pe el, nu lăsa să scape, că mult rău le va face. Acei demoni veneau și încercau să mă prindă de picioare și spuneau: nu putem pune mâna pe el, că ne arde ceva. E reprezența lui Dumnezeu, slăvit să fie numele. M-am ridicat și am început să merg prin casa respectivă. Am intrat într-o cameră și într-o cameră era un singur pat matrimonial, unde mama mea stătea pe șezut în colțul patului și se zgâria, îi se desfica fața. Când m-a văzut, și-a pus mâinile în față și mi-a spus: Cipriane, du-te de lângă mine, că eu nu pot să fac ceea ce faci tu, eu nu pot să mă întorc cum te-ai întors tu. Și am spus: mami, o fi casa asta frumoasă, dar hai să mergem la casa noastră. Am tras-o de mână și am dat să ies cu ea din casă. Am ajuns înapoi în acel living.
Vreau să vă mărturisesc că eu, după ce făceam acea faptă mortală, vroiam să fug undeva în legiunea franceză, este armată undeva în Franța. Când am ajuns în același living de unde am plecat, în partea stângă a livingului, au apărut trei legionari. Unul dintre ei, mai în vârstă, avea un costum foarte frumos, cu multe decorațiuni pe pieptul lui. Și era la distanță foarte mare de mine și ochii mei s-au ațintit să văd ce scrie pe acel costum și ce decorațiuni are. M-am uitat și am văzut foarte clar, la distanță, foarte limpede, nu cum vedem noi pe acest pământ. Vreau să vă mărturisesc că am văzut cum scria Cojocaru Iulian Ciprian, gradul de general și multe decorațiuni. Am văzut că îmi scrie numele meu, am pus-o pe mama jos și, hotărât și pasionat de lucrul acela, să mă duc către cei legionari. Am făcut doi pași și m-am oprit și am spus, nu e bine să mă duc acolo. Voi fi învățat să fac lucruri rele și vreau să am și o familie. Am dat înapoi. Diavolul a venit în fața mea și mi-a spus așa, Cipriene, du-te, că în scurtă vreme eu voi fi cu tine și te voi ajuta să ajungi general. Tu fă ce ai de făcut în noaptea aceasta la ora 3. Am dat înapoi și am zis, nu. Nu vreau să fac lucrul acesta pentru că nu e bine. Nu vreau să ajung acolo. Frați și surori, a venit din nou diavolul în fața mea și mi-a spus așa, uite-te în ochii mei. M-am uitat în ochii lui și am înțepenit. Mi-a spus așa, privește la casa din jurul tău. Era o casă frumoasă. Mi-a spus, în noaptea aceasta, eu vreau să-ți dau ție casa aceasta. Mi-a spus până și marca mașinii. A început diavolul să-mi spună, dacă asculți de mine 5 minute, în noaptea aceasta eu îți voi da ție 100.000 de euro. Tu doar să faci ce ai de făcut la ora 3. M-am dat înapoi, frașii surori, în visul meu, am ridicat mâna stângă în sus și am spus așa, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, scapă-mă și pe aici și te voi urma. Frașii surori, în spatele celui diavol la intrare, era o ușă dublă de termopan. Acea ușă s-a spart și am văzut în fața ușii o prezență îmbrăcată în alb albastru. În mâna stângă avea un buchet de trandafiri roșii desfăcuți. Fața era ca un soare. Frașii surori, când a băgat trandafirii în casă, a început diavolul, legionarii, acei demoni, mama mea, să dispară. Am rămas eu cu prezența care se apropia către mine. Frașii surori, un singur fir din mâna lui avea un buchet. Un singur fir era pe tamvonul acesta. Era ca un copac imens. A început să calce, era desculț. Când a călcat pe marmura din living, i-am văzut gaura de la picior. Era desculț. La mână, i-am văzut gaura cum ținea trandafirii. Am văzut cum se sparge tot. A început să ardă tot în spatele lui și se clăpinea toată casa. Am pus fața în pământ și am început să plâng și mi-auzeam doar lacrimile mele cu un pic pe marmură. A venit în fața mea și s-a pus piciorul cu gaura între picioarele mele. Și am spus așa, Doamne Iisuse, Tu chiar existi? Și ca un filmuleț mi-am văzut toată viața mea până la ziua respectivă, toate relele pe care le-am făcut. Mi-a ridicat cu mâna dreaptă capul și o voce blândă, care aș vrea să o mai aud. Mi-a spus așa, fiul meu, Ciprian, știi cine sunt eu? Și-am dat din cap și-mi pus mâinile, că era o lumină imensă, și-am spus că nu. Mi-a spus așa, eu sunt Iisus Hristos, care a murit pentru tine, pentru păcatul tău, pentru păcatul neamului tău. Vină la mine, că de mult te aștept. Frașii surori mi-au pus acel buchet de trandafiri, încercam să-l țin, nu puteam, că era prea mare, și m-am vedit cu mâinile lui și m-am trezit. Vreau să vă mărturisesc ceva. Eu am pus cu acei băieți să mă trezesc la ora 3. Când m-am trezit, era ora 6 dimineața, în capul patului, la capul patului, era acel proroc care lăuda pe Dumnezeu și lângă patul meu erau cei doi băieți cu care trebuia să fac fapta, plângeau și spuneau, Ciprian e mort, nu mai se trezește. Și acel proroc striga și spunea, Ciprian nu e mort, ci vorbește cu cineva. M-am ridicat în șejul și am spus, mă duc acasă și mă pocăiesc. Să vi se fie numele. Vreau să vă mărturisesc că m-am dus acasă și tot m-am pocăit. Eram legat de lume și de anturajul murdar, pasionat de lucrurile deșarte, cele care vor arde. Vreau să vă mărturisesc că în 2012, înainte de botez, cu 2 săptămâni am fugit din nou în Germania. Am hotărât să mă duc să caut de lucru. Mi-am găsit, că așa e vrăjmașul, de lucru, când știe că vrei să te întorci pe calea lui Dumnezeu, și mi-am găsit de lucru unde câștigam foarte bine în Germania.
dar Duhul lui Dumnezeu mă cerceta în fiecare noapte. Toate experiențele pe care le-am avut și toate întâlnirile cu Dumnezeu mă cerceta. Vreau să vă mărturisesc că sora mea din camera cealaltă, că stăteam la sora mea în Germania, a venit la mine într-o noapte și mi-a zis: Cipriene, în fiecare noapte te auzim că plângi. Tu ai fost un sportiv de performanță, un om dur, ce-i cu tine? În fiecare noapte plângi. Și eu i-am spus rorii mele: Anca, eu trebuie să mă pocăiesc. Eu trebuie să spun lui Dumnezeu tot ce am făcut. Pentru că am făcut multe rele la viața mea. Și sora mea mi-a spus: nu, Cipriene, noi suntem ortodoxi și religia noastră este asta. Nu trebuie să schimbi religia pentru că e un păcat. Și am spus: nu, eu trebuie să mă duc acasă să mă pocăiesc. Și noaptea aceea când m-am culcat, la ora 3 m-am trezit cu o frică. Am dat jos, o frică interioară. M-am dat jos în camera mea și m-am pus cu fața către ușa, către balcon. Am băgat covorul în gură și am început să plâng, nu am plâns niciodată. M-am rugat lui Dumnezeu și am zis că mă pocăiesc cu ora viitoare. Vreau să fac bănuți acum, așa era rugăciunea mea. Ce are Doamne dacă mă pocăiesc cu ora viitoare? Mai erau 2 săptămâni până la botez. În timp ce mă rugam cu fața la pământ și plângeam, aud o bubuitură în geamul de la balcon. Am ridicat foarte speriat capul și mă uitam spre ușa de la balcon ce s-a auzit. Am văzut în balconul meu o vrabie cum era, se zbătea jos, cum a dat în ușa de la balcon, s-a lovit de geamul meu. Și a revenit vrabia și s-a urcat din nou pe balustrada balconului și a dat din nou un geam de la balcon. A făcut lucrul acesta de 3 ori, frați și surori. Până la vremea respectivă eu n-am citit Biblia. Când am auzit a 3-a oară bubuitura, când vrabia a dat în geam, Dumnezeul cel viu îmi vorbea în ureche. Mi-a vorbit un verset din Biblie, din Apocalipsa, unde spune așa: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. M-am ridicat în picioare la 3 noaptea și am zis aleluia și nu știam ce înseamnă. Am zis: mă duc acasă și intru în apa botezului. Vreau să vă mărturisesc că am chemat-o pe sora mea și am zis să mă duc acasă. M-am dus acasă și am intrat în apa botezului și de atunci îl slujesc pe Dumnezeu, așa cum înțelepciunea care mi-a dat-o. Și mai am o mărturie mică și aș vrea să, tot pentru proslăvirea lui Iisus Hristos, aș vrea să vă mărturisesc în 2007, când știam despre Dumnezeu, dar nu urmam căile Lui, am fost la o soră acasă și speruiam de ea să-mi dea o datorie, pentru că i-am dat fiului ei ceva și nu mai îmi dădea banii, pentru că sora asta răcuța nu avea să-mi dea bani și speruiam de ea să-mi dea banii. Acea soră, în 2007, ascultați bine, a pus mâna pe mine și mi-a spus așa plângând: Cipriane, tu ești un om bun, dar într-o bună zi te vei pocăi și vei pica cu fața înaintea lui Dumnezeu. Foarte nervos și supărat mi-am smucit mâna de pe ea și am spus: niciodată, femeie, n-am să mă pocăiesc. Se întâmpla în 2007. În 2012, 28 octombrie, marți, face 2 ani de zile de când eu m-am pocăit și m-am întors la calea lui Dumnezeu, stăteam pe scările de la Ilim. Cei 77 care s-au botezat și mă uitam la ei, toți făceau poze cu părinții, cu frații, prieteni, primeau flori. Și stăteam într-un col și spuneam, plângeam și spuneam: Doamne, măcar o persoană să vină să facă poze cu mine, că mama mă prigonește și nu mă înțelege. Sora mea nu mă înțelege, sunt singur, Doamne. Măcar cineva să vină să facă o poză cu mine. Frați și surori, și Dumnezeu mi-a trimis. Să vedeți pe cine mi-a trimis să facă poză cu mine. În timp ce eu plângeam în colț, mă bate o soră pe umăr și mă întorc și era o soră și îmi spune: nu te supăra, pot să fac o poză cu tine? Și am spus da. În timp ce mergeam către aparatul fotografiat, îmi spune acea soră: nu știu dacă mă cunoști pe mine. Și am spus că nu. Și ea mi-a spus: sunt femeia care m-a prigonit la mine în casă pentru acea datorie. Instantaneu am picat jos cu picioarele pe tocurile ei și Dumnezeu îmi vorbea: Ciprian, într-o bună zi vei pica cu fața înaintea lui Dumnezeu și te vei pocăi. Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos, Domnul să vă întărească, să vă binecuvinteze. Amin. Împreună să lăsăm numele Domnului pe care o rugăm în orchestră și fratele peste Ivanita și ceva în experiență.
Cristian, pare puțin șocant. Călătorie în lumi din astea care și întâlnire cu ființe care creează suspiciuni, creează semne de întrebare și așa mai departe. Cu ceva din urmă. Aici, la casă de rugăciune, a venit un tânăr. Avea un păr undeva, așa aproape, până aici la mijloc. Și era foarte intrigat. Și a spus, vreau să vorbesc cu păstorul. Și îți va spune. Și uite, într-una de zile am călătorit cu trenul și am întâlnit acolo o tânără. Și am vrut să o am prietenă, să discutăm, să ieșim împreună, să... Și mi-a spus, zice, eu nu mă pot permite lucrul acesta, pentru că eu, uite, eu sunt, cred în Dumnezeu și eu mă lupt să-L slujesc pe Domnul și... Ăsta foarte afectat, cum adică? Probabil că până atunci, în fața lui, toate fetele capitulase. Cum, domnule, asta face ce face? Ei, ființa respectivă, tânăra respectivă, știa de cine slujește. Și știa de ce își trăiește viața cu jucăriște. Și zice, dacă așa spune problema, zice, vin la biserică, să discut cu păstorul vostru. Și bine a făcut că a venit. Ei, a trecut o perioadă de timp și citind Scripturile a înțeles că singurul care mântuie e Hristos. Dar el era implicat în practici oculte. Aici, în casa aceasta de rugăciune, a plecat haina albă și a intrat în apa botezului. El era, fusese implicat în practici oculte. Și mărturisea după ce s-a întors la Domnul, zice, am ajuns până la porțile infernului și am fost îngrozit de viața și de ce am văzut acolo. Și de acolo am strigat, Doamne, dacă Tu poți să mă izbăvești, izbăvește-mă și Te voi sluji toată viața mea. Și-a distrus cărți, Dumnezeu și-a închis mâna spre el, și-a distrus cărți de vrăjitorie pe care el le-avea. Și-a tuns păr la lungimea normală, așa cum spune Scriptura, că și firea vă învață anumite lucruri. Și a luat Scriptura și a început să citească. Și au venit colegii mei și au zis, Lucian, ce se întâmplă cu tine? Ți-ai pierdut mințile? Nu mai vii cu noi la discotecă. Erai lider, erai conducătorul nostru. Zice, nu mi le-am găsit. Zice, abia acum mi le-am găsit. Să nu ne jucăm în cele spirituale. Să intrăm în tot felul de practici și în tot felul de lucruri ale întunericului. Pentru că, să știți, ele sunt o realitate. Și dacă nu avem protecția numelui lui Dumnezeu peste noi, ne prăbușim. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Când orchestra și apoi fratele Cristina împărtășe gândurile pe care Domnul le-a spus.
în seara aceasta pentru biserica aceasta mult binecuvântată, să spunem cu toți și din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că avem prilejul să-L slujim pe în seara aceasta și totodată mulțumim și fraților că ne-au primit în mijlocul dumneavoastră ca să putem să facem un singur lucru. Să proslăvim numele lui Dumnezeu. Și noi să ne întărim în credință și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să vă citesc câteva versete pentru cei care aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră și dacă nu este prea greu, aș dori să mă ridicăm în picioare cu toții să ne mai înviorăm puțin. Cuvânt care este scris la Marcu 16, cuvânt care vorbește despre semnul însoțirii. Marcul capitolul 16 și aș dori să acordăm deplin respect cuvântului lui Dumnezeu pentru că Domnul este prezent în mijlocul nostru și știm asta după cuvântul Său. Cuvânt care spune astfel, de la Marcu 16, versetul 15 în jos. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede. În numele Meu vor scoate draci. Vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. Vă rog respectuos, ocupați locurile. Zic încă o dată ca Domnul să ne binecuvânteze. Preobiții mei, ce-am învățat din Sfânta Scriptură este lucrul acesta foarte minunat și important de astfel în seara aceasta. Că cel mai important, primordial, dacă vreți, numărul 1 în ochii lui Dumnezeu este vindecarea sufletului, mântuirea omului, nu vindecarea trupului. Dar și vindecarea trupului are un scop foarte important. Pentru că vindecarea este importantă atunci când Dumnezeu o face, omul se întoarce la Dumnezeu în unele cazuri, poporul se întărește în credință și uite așa Dumnezeu ne binecuvântează să înțelegem că lucrarea Domnului Sfânt, Dumnezeu o manifestă și astăzi, slăvit să fie numele Lui în veci. Vedeți dumneavoastră ca și tineri, dacă vreți, alergăm și căutăm lucrurile acestea sănătoase. Bisericile care promovează, dacă vezi, lucrarea Domnului Sfânt. Bisericile care iubesc lucrarea Domnului Sfânt. Și atunci când mergem într-o lucrare, ne uităm, ne interesăm, biserica aceasta, pe ce linie merge? Îi place lucrarea Domnului Sfânt? Nu îi place? Și din verificările pe care le-am făcut și eu pe internet, înainte să vin la dumneavoastră, vreau să spun că m-am bucurat să văd că biserica aceasta este o biserică care iubește lucrarea Domnului Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Ca și tineri ne bucurăm să vedem că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu doar al trecutului. Dumnezeul nostru este de actualitate. Asta confirmă la Evrei 13:8, unde cuvântul spune Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Nu s-a schimbat, nu se va schimba, chiar dacă oamenii se mai schimbă, preiubiților. Și astăzi El face semne și minuni acolo unde, bineînțeles, este lăsat să facă. Pentru că Dumnezeul nostru face unde este lăsat să facă, slăvit să fie numele Lui în veci. Și aș vrea, într-un mod practic, dacă vreți, să vă arăt câteva exemple în care Dumnezeu a făcut aceste lucrări sub ochii noștri, ca și tineri, întorși la Domnul, nu pentru că noi am fost mai buni decât alții, dar asta ne-am dorit. Și ceea ce îți dorești de la Dumnezeu, ceea ce ceri, aia poate să-ți dea, dacă este după voia Lui. Și ca și tineri, copiii lui Dumnezeu am cerut, Doamne, fă-i să vedem semne și minuni. Doamne, nu vrem Mercedes-uri scumpe, nu vrem case frumoase, pentru că le-am avut și n-am câștigat nimic cu ele. Nu ne-au vindecat sufletele aceste lucruri materiale.
Dar Doamne, ajută-ne să vedem semne și minuni, așa cum spune Sfânta Scriptură. Doamne, mai coboară-te și vorbește așa cum vorbeai direct cu Moise, gură către gură, pentru că Sfânta Scriptură spune că Tu nu te-ai schimbat, ești același Dumnezeu, El așa în veci, slăvit să-ți fie numele Tău. Și Domnul care este bun și este plin de milă și de îndurare, se descoperă tinerilor. În vremurile de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice factură. Acestea sunt vremurile care Dumnezeu toarnă prea iubiților. Numai că există o problemă. Biserica se roagă pentru o mare trezire spirituală sau, dacă vreți, pentru o revoluție spirituală. Că trezirile se fac pe aici și pe acolo. Revoluția este peste tot. Oamenii se roagă și, vedeți dumneavoastră, când Dumnezeu ridică tineri, când Dumnezeu îi botează cu Duhul Sfânt, de darul, de prorocie, vedenii, darul de deosebire a duhurilor, tălmăcirea limbilor, atunci apare o problemă. Oare poate Dumnezeu să lucreze printr-un om așa de neînsemnat? Printr-un copil care s-a întors de 2 ani, de 3 ani la pocăință? Poate Dumnezeu? Asta este specialitatea lui Dumnezeu. Ia lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele care se cred tari. Slăvit să fie numele Domnului în veci. Preiubiților, Dumnezeul nostru, așa cum spuneam, este un Dumnezeu al minunilor. Uitați, vreau să vă citesc câteva versete care vorbesc despre darurile Duhului Sfânt. Sunt scrise la 1 Corinteni, la capitolul 12, și cuvântul Domnului spune astfel, aici de la versetul 4 în jos. Sunt numerulite daruri. 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 4 în jos. Sunt numerulite daruri, dar este același Duh. Sunt numerulite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecare este dat arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceleași Duh. Altuia credința prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. 9 daruri sunt aici menționate în acest loc despre Sfântul Apostol Pavel. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecare în parte cum voiește. Amin. Nu o să le iau în ordinea în care le-am citit pentru că nu este timp și o să sar așa puțin peste ele. O să mă opresc la darul de deosebire a duhurilor și știți ce mă rog în seara aceasta? Mă rog în seara aceasta ca Domnul să pună acest dar de deosebire a duhurilor în frații slujitori și în biserica aceasta și în toate bisericile unde se cheamă în numele Lui Iisus Hristos din toată inima. Și prin darul acesta de deosebire a duhurilor, oamenii lui Dumnezeu să primească din partea Domnului, dacă cel care vine și vorbește în casa lui Dumnezeu, vorbește din partea lui Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu care îl călăuzește, dacă este un duh din acesta de îndrăzneală, vorbește omul de la el, sau dacă este duhul celui rău, al satanei care vrea să aducă o altă învățătură în biserică decât cea care este scrisă în Sfânta Scriptură. Dumnezeu să pună acest dar foarte important în slujitorii Săi și Dumnezeu să le facă de cunoscut prin Duhul Sfânt, care este de la Dumnezeu, dacă este proroc și este de la Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Și dacă nu este, Domnul să facă de cunoscut prin acest dar. Minunat. Pentru că știți ce am observat ca și tânăr? Nu prea am auzit mulți oameni care se roagă pentru darul acesta. Poate nu i-am auzit eu, probabil că se roagă. Dar mă rog ca Dumnezeu să-i înzestreze cu putere. Mă rog ca darul Duhului Sfânt să se manifeste din plin, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că Domnul face de cunoscut dinainte, până să ajungi la biserică. Domnul face de cunoscut dacă ești sau nu ești călăuzit de Domnul și dacă te-a trimis sau nu te-a trimis Dumnezeu. Și vreau să mai spun ceva. Mă rog pentru tineri ca să îi binecuvinteze Dumnezeu în așa fel. Să-i înzestreze Dumnezeu cu daruri speciale. Să nu se limiteze doar la o vorbire în limbi. Au fost botezați cu Duhul Sfânt și poate nimeni nu-i mai îndeamnă mai departe. Acum stăruiți pentru darurile Duhului Sfânt. Pentru că darurile Duhului Sfânt nu sunt pentru cei din afară. Nu sunt pentru cei din lume. Ci darurile Duhului Sfânt sunt pentru copiii lui Dumnezeu. Aleluia! Glorie numele lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Domnul să pună în tine darul de prorocie și să pună în ei mai apoi îndrăzneală ca să poată să dea drumul la lucrări, pentru că Ciprian a primit darul de prorocie când a fost botezat cu Duhul Sfânt înainte de botezul în apă. Și a apărut o problemă. A apărut o problemă foarte mare. Câțiva frați care n-au știut cum să pună problema
l-a oprit. Și nu l-a mai lăsat să mai dea drumul la lucrare, deși n-au constatat că lucrarea nu era de la Dumnezeu, pentru că era lucrarea de la Dumnezeu și frații care erau acolo când a fost botezat și a primit acest dar, au certificat lucrul acesta, oameni cu experiență. Și acum s-a închivat și nu mai poate să lucreze cu darul. De aceea vă rog să vă rugați pentru el, ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune, ca Dumnezeu să-l ajute să fie un copil echilibrat, ca Dumnezeu să-l ajute să stea în supunere după rânduielile care sunt puse și Dumnezeu la vremea potrivită. Dumnezeu la vremea potrivită îi va face trecere, pentru că este Dumnezeu. Dacă El a dat acest dar, Dumnezeu va face trecere, slăvit să fie numele Domnului. Dar vedeți dumneavoastră, este nevoie ca Dumnezeu să pună îndrăzneală, pentru că tinerii sunt tineri și poate nu au atât de experiențe cu Dumnezeu pe iubiților. Darul acesta de prorocie este un dar greu. Vedeți dumneavoastră, oamenii și mulți slujitori ale lui Dumnezeu au trecut într-o altă extremă. Din cauza problemelor multiple care s-au întâmplat și se întâmplă prin bisericile noastre, au trecut în cealaltă extremă și nu mai se lasă deloc să se prorocească în adunare, pentru că probabil în mintea unora este gândul acesta că Dumnezeu nu are proroci. Dar vreau să vă spun ceva, dacă pe Muntele Carmel Ilie era prorocul lui Dumnezeu și 450 de proroci al lui Baal, și astăzi Dumnezeu are vase de lucru, și astăzi Dumnezeu are proroci tineri și în vârstă, prin care vorbește Dumnezeu cu da și amin slăvit să fie numele Lui. De aceea cuvântul Domnului este de luat în seamă și să nu ne socotim cuvântul acesta de la 1 Tesaloniceni de la capitolul 5, versul 20 și 21, care spune foarte clar să nu disprețuiți prorociile și să cercetați toate lucrurile și să păstrați doar ce este bun. Și Dumnezeu să ne ajute să avem un echilibru extraordinar după voia lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Vedeți dumneavoastră, nu mă zidește cu nimic să spun mărturia vieții mele din locul acesta și mai apoi să se ridice prorocul în adunare și să spună, așa îți vorbește Domnul, eu te-am vindecat de cancer, eu te-am purtat pe brațele mele și așa mai departe lucruri pe care le-a auzit prea iubiților și îmi doresc când vin în casa lui Dumnezeu, așa cum a fost odată, în primele dăți când am pășit în casa lui Dumnezeu în Elim, nu știa nimeni despre boala pe care o am. Și a venit prorocul lui Dumnezeu și mi-a spus, știu despre boala care este în trupul tău. Și ca semn că eu ți-am vorbit astăzi, în vremea scurtă care stă în față, mă voi atinge de tine într-un mod miraculos. Și după un an și jumătate aproximativ, când Domnul a spus cuvântul, cancerul în stadiu terminal cu metastază, cu oasele mâncate, a dispărut în totalitate. Pentru că n-a vorbit omul, a vorbit Dumnezeu, aleluia, glorie lui Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru, de care avem nevoie, preiubiților. Vedeți dumneavoastră, se prorocesc multe generalități în adunare. Oamenii nu sunt zidiți, oamenii nu sunt întăriți. Oamenii vor să vadă o taină descoperită care vine de la Dumnezeu. Pentru că atunci când David a păcătuit cu Batșeba, Natan a venit și nu i-a spus generalități. A spus clar, prin pilda aceea, tu ești împărate. Iată, nu vei muri, dar copilul va muri. Și după 7 zile, copilul a murit după cuvântul Domnului. Acesta este Dumnezeul nostru, care vorbește clar și nu ne bagă în ceață și nu ne duce în eroare și așa mai departe. După ce am venit din China, unde am stat 3 luni și jumătate aproximativ cu 4 de suferință, cu acest cancer în stadiu terminal, s-au cheltuit 80.000 de dolari, ajungând acasă s-a format un grup de misiune. Asta a fost în anul 2010, la începutul anului 2010. Și vreau să vă spun ceva, preiubiților. După ce s-a format grupul de misiune, Domnul ne-a trimis într-o biserică din Petroșani, biserica numărul 1, biserica pentecostală din Petroșani, unde unul dintre păstori este fratele Stoica Eugen, probabil că fratele Ciclu îl cunoaște cu ceilalți frați slujitori. Este un om binecuvântat, cu o familie numeroasă, cu copii binecuvântați care slujesc în biserică. Și ajungând la amont cu dânsul, după ce am făcut slujba, am coborât. Și după ce am coborât, acest frate Stoic Eugen, prietenul meu de acum, îmi spune, frate Cristi, avem o dorință fierbinte, de fapt soția mea are o dorință fierbinte să veniți până la noi acasă. Pentru că vrem să stăm la o părtășie și a spus, cum să nu? Se mai pocăise un avocat, erau acolo câțiva frați proroci, câteva vase de lucru, evangheliști, predicatori, 7-8 persoane la număr și să mergem acasă. În drumul când mergeam către casa fratelui Stoic Eugen, Duhul Sfânt descoperă în mașină unei surori care era cu noi, că soția fratelui Stoica Eugen este bolnavă și spune Duhul Sfânt așa, în seara aceasta când vă veți ruga pentru ea, eu, Domnul, am să fac o mare minune. Nu știam despre ce este vorba.
Dar cu îndrăzneală, când am intrat în casă, am spus: sora Stoica, Domnul a arătat că dumneavoastră sunteți bolnavă. Și a zis Domnul că dacă ne rugăm în seara aceasta pentru dumneavoastră și vă invităm să ne rugăm pentru dumneavoastră, Domnul o să facă o mare minune. S-a uitat în ochii mei și a zis să ne rugăm Domnului. N-a spus nici da și nici nu. După ce ne-am rugat și după ce s-a făcut această rugăciune, s-a așezat jos, s-a uitat la mine și mi-a zis: frate Cristi, să spun ceva ce tu nu știi. Acum un an și jumătate, când dumneata era pe patul de suferință în China, când tu nu ne cunoșteai pe noi și noi nu te cunoșteam pe tine, iată că eram bolnavă cu ciroză la ficat și aveam interferonul aprobat cu casa de asigurări și veneam de la Deva către Petroșani cu soțul meu, cu Eugen, și în drumul nostru ne-am oprit la vânătoare la un vas de lucru, sora Erge, de 80 de ani, în proroca lui Dumnezeu. Și am vrut să știm cuvântul Domnului, clar și amănunțit. Așa ne-a rugat Domnului: Doamne, spune-ne clar ce să facem. Merg pe linia aceasta citostaticelor sau o să mă vindeci miraculos? Și acolo pe genunchi a venit cuvântul acesta de prorocie, foarte clar, prin acest vas de lucru care suna așa: ascultă, femeie, într-o vreme și jumătate voi aduce un copil al meu din China până în România. Și după ce îl voi aduce acasă în România, îl voi trimite în casa ta. Și când el va intra în casa ta, eu, Domnul, îți voi da vindecare de plină. Sora aceasta se ridică, sora Stoica, și se uită către proroc și zice: asta nu este lucrare de la Dumnezeu. Pentru că este prea sofisticată. Pentru că spunea dânsa: de ce să trimită Dumnezeu pe cineva din China până în România, când sunt aici atâți frați slujitori, atâția păstori aici, mi-au făcut atâtea ori ungerea. Știți de ce, preaiubiților? Pentru că Domnul și Dumnezeul nostru nu este un șablon și un tipar cum fac oamenii. Și Dumnezeul nostru, când vrea să vindece, vindecă și de la distanță. Binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeul nostru nu poate să fie pus într-un șablon, într-un tablou, așa cum vor oamenii. Pentru că Dumnezeul nostru face ce vrea în cer și pe pământ. El este Dumnezeu, El poruncește și noi executăm slăvit să fie Domnul. Nu El execută la poruncile noastre, așa cum am vrea noi de multe ori. Și spune: frate Cristi, am cătit un an și jumătate. O vreme și jumătate a tot spus. Asta nu e lucrare de la Dumnezeu. Pentru că este prea sofisticată. Și am întrebat-o pe sora Erji, dar nu m-a arătat Domnul în cunoștință sau într-o vedenie, era chinez. Și cu lucrarea asta așa de sofisticată, că noi suntem obișnuiți cu prea multe generalități. Și sora Erji spune: nu era chinez. El aducea doar din China, în România, și mai apoi îl trimitea în casa ta. Și acum îmi spune, în momentele acestea s-a împlinit lucrarea. Vreau să spun că din momentele acestea nu mai am ciroză. Dumnezeu a vindecat-o pe loc. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu al teoriei, nu un Dumnezeu al filozofiei, ci Dumnezeul nostru când face, când spune, se face. Slăvit să fie numele Lui. Am plecat plin de bucuroși. Vă dați seama că nu mai auzisem, ca și tineri întorși, proaspeți la Domnul, ca niște pui din acelea golași pe calea aceasta îngustă, lovici din stânga și din dreapta. Și plin de bucurie am plecat la casele noastre. Nu mai auzise niciodată o lucrare atâta de clară. Numai Scriptura am văzut asemenea lucrări. Și ne-a rugat: Doamne, cum ai vorbit în Scriptură, te rog să vorbești și în zilele noastre. Și Dumnezeul nostru face binecuvântat să fie numele Lui. Ca să ne crească și pe noi. Ca biserica să fie întărită. Ca biserica să crească, să propășească, slăvit să fie Domnul. După o lună de zile, fratele păstor ne cheamă la o evanghelizare acolo unde păstorea sub poalele retezatului și îl sun să-i spun, să-i explice mai exact unde era sătulețul acela. Și răspunde sora Stoica și o întreb: sora Stoica, cum vă mai simțiți? Aveam așa emoții. Cum vă mai simțiți? Oare este lucrarea de la Dumnezeu sau nu este? Dar dacă nu era de la Dumnezeu, știți dumneavoastră foarte bine ce se întâmplă când nu este lucrarea de la Dumnezeu. Preobiților, și spune: frate Cristi, putea să fii copilul meu. Știi, atunci când aveam ciroza aceea, vorbea la de domeniul trecutului, la trecut, când aveam ciroza aceea, zice, aveam o bubă din aceasta mare, un buboi, cum spun unii oameni în multe zone ale țării noastre, și era foarte urâtă buba aceasta și
Am uns-o cu tot felul de alefii, am luat tot felul de medicamente, deci ții nu s-a dus nici cum. Dar zice, în momentul când Domnul s-a atins de mine, pentru că Domnul s-a atins atunci la rugăciune, mi-a vindecat și ciroza, și buba, zice, s-a uscat și a căzut singură de pe picior. Și zice, în momentele acestea, vreau să spun, frate Cristi, că sunt vindecată în numele lui Iisus Hristos. Pentru că în numele lui Iisus Hristos se fac toate vindecările. Și cancerul păcatului, cancerul sufletului, este vindecat în numele lui Iisus Hristos și cancerul în trup, tot în numele lui Iisus Hristos. Dacă cineva te poate vindeca pe lumea aceasta, fie de acest cancer pe care, de care m-a vindecat pe mine, cancer al sufletului, m-a mântuit, și cancer în trup, acest limfom malign, dacă te poate vindeca cineva, unul singur poate să facă lucrul acesta. Acela despre care vorbim în seara aceasta, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul nostru, slăvit să fie numele Lui. Am fost întăriți mulți, mult de tot prin această mărturie. Și vorbind cu ei acum 2 săptămâni de zile, pentru că apăruse o mică eroare într-o discuție, că nu ar fi așa mărturia, i-am sunat și am întrebat, citiți-mi exact mărturie, cum este, cum a fost lucrarea. Și îmi spune, și frate Cristi, mai trebuie să spui ceva în mărturie, ca semn, a zis Domnul atunci, un an jumate în urmă, ca semn, că El este Cel pe care ți l-am trimis, zice, te va chema El în față pe tine, nu tu vei voi să se facă rugăciunea. Asta este semnul. Și atunci eu, Domnul, nu omul, pentru că noi nu putem să vindecăm nici măcar o durere de măsea. Dar Cel care vindecă totul este Iisus Hristos din cer. Și zice, ăsta este semnul. Și frate Cristi, te rog să spui și asta în mărturie. Și mi-a dat încuvințarea aceasta ca să pot să folosesc numele lor, biserica din care fac parte, pentru ca mărturia să fie cât mai plausibilă și biserica lui Hristos să creadă din toată inima că nu ne jucăm cu cuvintele lui Dumnezeu. Dar avem toți o perioadă în viață în care creștem și creștem și creștem încet, încet. Mă rog, ca să ne ajute Domnul și pe mine și pe Ciprian, ca să creștem drepți. Și dumneavoastră, dacă sunteți niște oameni buni și cred că sunteți oameni buni, vă rugați pentru noi ca Domnul să ne ajute să rămânem aproape de El, să ne păzim de Duhul acesta de mândrie care cu siguranță ne dă târcoale, ne luptăm, ne sinim în fiecare zi, la ce vrea să dea Domnul o soție, pentru că nu are soție și știți, luptele sunt mari și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Cam atâta am putut să spun în timpul în care m-am încadrat, cred că fratele Gicu nu se supără, n-am depășit timpul, Dumnezeu să ne binecuvinteze și cu altă ocazie vă mai spun încă 15 mărturii pe care le-am scris aici pentru slava numele lui Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dacă v-aș întreba și v-aș provoca să ridicați mâna, câți dintre voi ați avut experiența botezului cu Duhul Sfânt, cred că ar fi multe mâini ridicate. Dacă v-aș întreba câți dintre voi ați avut vreo descoperire din partea Domnului cu da și amin, cred că s-ar ridica multe mâini aici. Dacă v-aș întreba câți dintre voi ați trăit experiența vindecării sufletești, s-ar ridica și mai multe mâini. Dacă v-aș întreba câți dintre voi ați fost vindecați trupește, dacă n-ați ridica voi mâna, aș ridica eu mâna pentru câțiva de aici. Lăudați să fie Domnul! Amin. Avem un Dumnezeu, așa cum se aminte aici, care rămâne același, ieri, astăzi și mâine și în vecii vecilor. Avem un Dumnezeu care nu-i slab, care nu-i neputincios, care nu moare, care e tot puternic. Lăudat să-i fie numele. Amin. Avem un Mântuitor care
le-a spus ucenicilor atunci și valabil pentru fiecare dintre noi și pentru frați și pentru surori și pentru tineri și pentru tinere, chiar și pentru copii, pentru că într-o zi Dumnezeu și-a proslăvit numele prin niște copilași. Și spunea Domnul Iisus Hristos atunci, când farisei și cărturarii se mirau și spunea, am auzit ce zic aceștia, Domnul Iisus Hristos a spus, dacă vor tăcea ei, dacă nu vor cânta ei, vor striga pietrele. Binecuvântat să fie numele Domnului. Care o biserică care nu e a lui fratele Gicustan sau a fraților din Timișoara, ci are o biserică care e proprietatea lui. El și-a dat viața pentru ea și el a spus, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Lăudați să fie Domnul! Că biserica Domnului, că lucrarea Domnului propășește, nu în mâinile oamenilor, da, prin oameni, dar mai puternic decât mâna mea slavă și a fraților, e mâna marelui nostru păstor despre care am amintit, care spunea că oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, duceți-vă, voi predicați Evanghelia, asta e datoria voastră. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre. Ei au plecat și au propovăduit Evanghelia pretutindeni și nimeni nu i-a putut opri. Și Domnul lucra împreună cu ei. Lăudați să fie Domnul! Nu suntem singuri. Nu, dacă am fi singuri, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră. De n-ar fi fost Domnul de partea ucenicilor. Evanghelia n-ar fi ajuns până în Cluj, până în Zorilor. Biserica aceasta, adunarea aceasta n-ar fi existat. Dar Domnul a fost cu ucenicii Lui, este cu ucenicii Lui, este cu noi. Și Domnul lucrează împreună cu noi și noi lucrăm împreună cu El, pentru că despărțiți de El nimic nu putem face și nu vrem să facem. Și dacă a făcut Domnul, să aibă milă de noi. Și Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care-i însoțeau. Amin. Vrem săptămâna aceasta, dragii mei, să stăm înaintea Domnului, avem nevoie ca Dumnezeu să-și însoțească Evanghelia cu darurile Lui care sunt actuale și astăzi. De aceea vă invităm în numele Domnului, veniți la casa Domnului. Fiecare dintre noi care vom fi aici, cu siguranță, în fiecare clipă, în fiecare moment, vom sta înaintea Domnului și nu vom avea nimic de pierdut, ci numai și numai de câștigat. De aceea vă îndemnăm, grăbiți-vă, faceți-vă timp, schimbați-vă programul și haideți aici, cum suntem acum plini și la balcon, fie ca Dumnezeu să umple sala aceasta de oameni, de frați, de surori și fie ca Domnul să umple sala de Duhul Cel Sfânt. De semne, de minuni care să se facă nu pentru slava unui om, ci pentru slava Domnului nostru Iisus Hristos. Amin? Vă invit să ne ridicăm. Avem aici două bilete pe care noi nu le putem rezolva, dar ne rugăm în numele Domnului Iisus ca Cel care are toată puterea să-și proslăvească numele. Fraților, vă rog să ne rugăm pentru o colegă de servici care are cancer. Domnul să-i să descopere și să-i vindece dacă-i voia Lui. Dumnezeu să dea mântuire întâi. Și apoi știm că Domnul, pentru Domnul nimic nu-i prea greu. Vă rog
să mă susțineți în rugăciune pentru tatăl meu care este bolnav, ca Domnul să-i dea mântuire și vindecare. Domnul să se dure de el. Amin. Haideți așa cum stăm cu toți împreună să aducem cauzele acestea înaintea Domnului și să-L rugăm pe Domnul să ne binecuvinteze săptămâna aceasta în care am intrat. Amin. Cu toți împreună ne rugăm. Garda ta cerească să-l înconjoare, Doamne, și
harul tău și călăuzirea ta prin Duhul Sfânt să fie cu el la slujbă, acolo și cu noi aici. Ne încredințăm în mâna ta atotputernică, cu tot ce avem, cu tot ce suntem. Și îți mulțumim pentru toate binecuvântările, în numele scump și minunat al Domnului Iisus. Amin. Părtășa din seara aceasta se întâi aici. Vă dorim o săptămână binecuvântată cu Domnul. Adunarea este plină.